Bună seara, sala Palatului! Și spectatorii, bineînțeles. Așa, trebuie să vorbești cu sala Palatului prima dată, că întuneric acolo. Când eram mic, aveam o frică de întuneric. Acum, azi mare, când vine factura la curent, am o frică de lumină. Doamne, domnișoarelor și domnilor, astăzi seară suntem și noi prezenți cu un recital extraordinar. Am venit cu un program de romanțe și alte melodii foarte interesante. Mă bucur că acum ați văzut artiștii cântă cu Dita Mai Orchestra cu ea. Mă bucur că au plecat. Eu nu cânt cu orchestre de-astea mici, că mă plictisesc repede. Eu am orchestra mea, stau și mă gândesc la Tudor Gheorghe. Ce face dacă e invitat la nuntă cu orchestra simfonică? Vă dați seama că stau nuntat și pe afară cânt orchestra la nuntă. Da. Am făcut și eu o colaborare cu o trupă din Grecia acum, o să vedeți imediat, îi vedeți în scenă. La Buzuchea este un tip foarte talentat, Vasili Dilimachis. O să cânte foarte frumos, câteva melodii interesante. Orchestra se numește Balamuc Mambo și abordează genuri speciale, ritmice și mulțumesc. Nu pentru poză era de-aia, nu vă deranjați, că nu stau mult, mă grăbesc, dar o să invit în scenă în aplauzele mele și ale dumneavoastră, orchestra Mambo Balamuc. Vă rog frumos, aplaudați. Să vină orchestra, să vină marea orchestră Mambo Balamuc de la Thessaloniki. Nașule, gata, noi suntem. Suntem orchestra, ce dacă ai venit singur? Păi urmă asta ce a înzăpezit, dar doamna Firea, că a avut un eveniment. Festivalul de zăpezirii l-a făcut acum. E în piața Victoria, acolo dansează, o scurtează, ca da drumul la mașinile de încălzesc asfaltul acum. Și toți pensionarii stau așa la căldură, înțelegi? Ca să nu le taie factura. Că vin acum, e toți aceia. Ce mașini? Care? Păi au băgat ăstea de încălzit, de l-au luat acum. De topesc. Și a dus primărița, a băgat, a făcut. Da, a băgat acum, aici în piața Victoria, belea, nu știi câte lume e ca la circ. Ce mașină? Au băgat ăstea de încălzut, de bagă căldură, au adus acum din străinătate. Este cea mai tare revoluționară. E apeși pe un buton verde, după care o roată face așa, transmite căldura de desubt, care o preia din partea alaltă și o duce în dreapta, după care o perie, o freacă puțin și o duce în aia, de acolo se duce, dacă nu ești atent, pac, în stânga și de la butonul roșu se oprește. Păi și ce dracu face? Păi face că dacă apeși pe butonul verde, se duce căldura în stânga. După care se mută în dreapta, o freacă peria aia de la început, ia asfaltul de-l freacă de ea mama dracu și de la butonul la roșu îl oprește. Da, sigur, iată, avem acces la tehnologie modernă. Sigur, asta este extraordinar. De-aia spuneam, iubiții noștri spectatori, că în această seară ne vom prezenta cu un recital extraordinar. Vine și ăsta Dilimachis, e cu saxofonul. Îi face o suflare unei doamne care a leșinat când a cântat Gabriel Dorobanțu. A căzut doamna pe spate când i-a băgat-o cu gara, aia a rămas cu trenul blocat. Aia e CFR-ul. Dar vine acum, că e... și intrăm direct în hopa hopa na buzuchea, vititica. Da. Și ăla cu tobele, toboșarul? Toboșarul vine și el. Vine acum, e așa, a rămas la împingetava. Că a agățat-o pe aia de la caserie. A zis că ea vine cu fasolea și el cu cârnatul și dă mai pe seară. Vine acum, că orchestra e întreagă, vă jur, nașule, da. Ce să mai e... Haideți să trecem la lucruri mai serioase, să lăsăm glumele la de-aia o parte. Vreau să spun, da. Acum că m-am liniștit, că am fost aceea în piață, hashtag, la hashtag aceea. Ce, tu faci parte din hashtag? Da, am fost, păi, de 3 zile stăm acolo de planton. Unde veneau? Da, păi ne-au chemat ăștia, că dă 100 de lei de persoană și 50 de lei dacă vii cu câinele. Eu n-am avut câine, am luat-o pe soacră, mi-am luat 100 pe ea. Și am lăsat-o să latre. Hau, 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 știi? Că ea ne dau telefoane și ne spun ce să strigăm, știi? În față la chiar, guvern. Ce mai strigați în piață? Păi strigăm așa, foaie verde și olalea, Dragnea, du-te în... la Alexandria. Știi că... Lozinci interesante, Lozinci, da? Avem grămadă de mamă, de tată, le dăm... Tot dacă nu e nașule. Da. Și aia, știi ce m-a deranjat? Că a venit unul la mine, s-a uitat. Mă, nașule, eu am față de cioară de ăsta așa. Și s-a zis, mă? Mi-a zis că sunt de-a lui Soros. Băi, am zis, mă, du-te dracu cu Soros al tău, i-am zis.
Păi eu soroș tu, nu sorot eu. Eu am dreptul. Da, să revenim la ce am promis. Astă da. Seară să cântăm și noi. Un do major, te rog frumos. Mă duc să-l iau de la mașină. Băi, alo. Do major la avioane. Păi, nanașule, căite, că nu mai am coarde, că au plecat. Ce vrei? A venit cu coardele, că ți-am dat patru. Păi nu v-am zis că au plecat, dacă nu le dăm avans? Păi foamea asta e gerul ăsta, scrapă sucul în gură și mata vrei. Stimați spectatorii, avem o stare specială, o stare frumoasă. Știi ce este mulțumit, nașule? Să-mi dea Dumnezeu sănătate, de că bine că venim la sala Palatului. Dom'le, țara asta o duce mai bine ca niciodată. Știi cu cine m-am întâlnit, că mi-au dat lacrimile acum? Cu cine? A ieșit în piață să ne explice asta, doamna asta, Olguța, cum o cheamă? Doamna Olguța, ministra muncii, domnule. Fă pe cuvântul meu de onoare. Bă, a zis, bă, ori sunt prost eu, fir așa al dracu, ori nu înțeleg cum e cu salariile și cu pensiile. Abia acum am înțeles. Abia acum, că ce ne-a dat în ianuarie și ți-o dă prin martie, e ce ți-a dat în februarie și ți-o dă prin octombrie la sfârșit. Ca e. E primul tronson de salarizare prin gură, adică care merge din gură în gură la salariat, știi? Bă, zic, bă, chiar așa idios să nu înțelegem? Că am intrat în casă, n-aș pe... Doamne, vine a dreacu de situație, bine că am venit repede, intru în casă, soacră mea cu cuțitul la mână, socrul mă să se spânzure, să uitau la realitatea. Bă, dacă te uiți la realitate, țara asta e praf, te omori, bași cuțitul, te dai, îți bați copiii, îi arunci de la etaj. Bine că am apucat repede telecomanda și am schimbat pe antena 3. Acolo ne-am liniștit. Am început să luăm un împrumut. Am zis, bă, dă-o dreapă, asta e țara, mă, care ne trebuie. M-ai înțeles? Deci, și cu pensionarii, nu mai gata. Puci, nu mai să mă lămuri. Deci da. Cu salarii. Da. Când le mărești? Le-am mărit la doctor acum, da? La doctor le-am mărit-o rău de tot acum. Sunt asistentele etaj și asta. Ți-am mărit-o, dă și mie, ca așa zic toate. Dați seama că și ele... Asistente? La asistente? Și când... la asistente le dă cine? Doctorul. Cine e prinde? Că... În spital nu e așa cum știi matale. În spitale, ați amărit-o, i-ai și dat-o, nu mai stai. Bă, dar la profesori când le mărește, mă? Nu le mărește. Nu, că ăștia sunt sensibili. Le dă așa cu țârâita, înțelegi? Le dă 10 lei la avans și le ia 15 lei lichidat. Că dacă le dă mulți odată, ăștia mor. Că ei n-au avut niciodată salarii mari. Așa au zis că le face o etapizare... pe 20 de ani. Adică și mort primești salariul, înțelegi? Că aici e. Dom'le, nu! Hai să nu fim retrograzi și să-i luăm pe ăștia. Mai dă-i dracu, Dragnea, nu uita, ia mai dă-te... Mai puțin, stai că n-am înțeles. Ce? Deci noua grilă de salarizare. Păi aia, noua grilă e ca aia veche, că aici nu înțelege lumea. Că ei ce dau acum, nu ți-au acum ți-o dă, dar pe parcurs îți dă. Nu ia, mă! Bă, nașule, fii atent la mine. Păi aici am înțeles eu unde e șpilul lui Olguța. Mă, și asta le discutați voi în piață? Da, păi asta, în piață, toată lumea vorbește asta. Păi Olguța, păi eu când o văd pe Olguța, că e de la mine, de la Craiova, când o văd înaltă, mare, așa, puternică, șmecheră, înaltă... Mă, stai puțin, la ce televizor te uiți tu? La Samsung de ăsta... De ăsta 80x32, de ăsta am. Probabil că e ecranul mare din cauza asta. Da, e de o fi de la ecran. Înțelegi? Că aici, da, suntem liniștiți. Pe cuvântul meu de onoare e altceva. Dar vreau să te întreb ceva. A venit domnul Timmermans ăsta, a venit în România. Cine a venit? Ăsta de la Uniunea Europeană, că a zis că suntem maratoniști. A zis că dacă noi alergăm acum, ce n-a explicat el bine? A zis că noi trebuie să alergăm și înapoi. Adică dacă alergăm înapoi, unde dracu alegi la maraton înapoi, că alegi numai înainte, înțelegi? De unde a înțeles el că noi suntem noi alergători și alergăm ca habar n-am? Păi, nașule, știi de ce? De ce? Că noi finish-ul avem la început. Îl avem mai, știi? Că mie, dacă mă, a zis că ne bagă în Schengen, mă. Ne bagă în Schengen.
să ne bage băgama că Schengenul, că trebuie să spun ceva, mare puțin, moarea bătrână și nu mai prindem Schengenul, nașule. Schengenul, știi cât mă interesează? Este existențial Schengenul. Pentru pensionari, pentru mame, pentru... Păi fără Schengen putem să trăim? Uite, e lumea aici, așa, ne aude Doamne ferește. Bine. Să revenim așa, să cântăm o melodie frumoasă. Despre legile justiției vorbiți în piață? Sau... Păi ălea sunt acum, e belea. E discuția asta cu Giovanni și cu Victor, că i-a băgat, că ăla a mai avut 7 ani, că i-a scăzut din aia 5 și i-a dat 2 ca să mai facă încă 3 luni și jumătate. Că aici nu înțelege lumea de ce i-a dat cu compensare dacă i-a dat-o prin întâmplare. Știi că aici a fost. Și acum am aflat că legile justiției și ne-a Tudoric ăsta, bă, pe cum îl credeam om serios. Bă, tita, măi, ministru, Gargamel, așa îi zic ăștia. Gargamel, de-a lungă, de-a largă spiritul și prin pădure. Hai. Bă, du-te, Doamne, iartă-mă, bă, tu ales spiritul și te bați cu basketbolist aia. Te bați cu Cruduța. Cine, mă? Cu Cruduța. Să mă, e la Capatos. Asta, cu doamna Cruduța. Codruța. Cu doamna Codruța. Păi nu, s-a băgat. Păi ori te bagi, ori stai trecut cu minte. Păi vrea, a vrut-o acum, joi, să o pupe. Uite așa sărea. Da, o să începem cu o melodie specială care am compus-o. Da, asta este o prelucrare pop. Da. O prelucrare pop. Pentru doamna Codruța, că e tot cu mandolina Manole, nu e în sistem. Pic, da. Pe asta vrei să o cântăm? Pe asta o cântăm așa puțin, ca să știe lumea unde ne coafăm, da? Că avem și voci, da. Că e al lui Mădălina, nu e al lui Mădălina, melodia? Când, aia cu... Da, da. Dă matale tonul ca să nu zică că am dat-o eu. Hai mă, nașule, dai sau nu? Fată dragă, nu fi... E bine? Tristă. Fiindcă e păcat că ministru Tudorică joi te-a revocat. Haide, du-te, stai pe acasă, că ne-ai zăpăcit, că ai băgat în pușcărie tot ce-ai nimerit. Așa a fost și va fi, toți fraierii în pușcării și șmecherii să stea pe plajă la Dubai, dar într-o zi și într-o zi poate că vei reuși să ne bași pe toți în pușcării. Fată dragă, nu fi tristă, fiindcă e păcat, eu n-am vrut să zic nimica, ăsta m-a învățat. Voi sunteți publicul nostru și de-aia vă iubim. Aici am crescut. Mă bucur că aveți un tonus bun. Extraordinar. Mă bucur că lucrați la moral. Dar nu, nașule, știi ce vreau să spun? Că aia, nu ți-am făcut legătura cu Giovanni și cu aia. Că ei de-aia m-au doar 2 luni. Înțelegi? De ce? Că au făcut 7 minus 5 cu 3 plus 4. Pentru că au scris și cărți, m-ai înțeles? Cine, mă? Giovanni a scris 3 cărți, a scris. Bă, ne-am aici, de aici, să băi. Moară, dacă spun, păi ce eu te mint? Prima carte e asta, cum să dai 7-5 la table. Cum să faci pușcărie din 2 transferuri și teoria relativității la barbut. Ăsta sunt. Fac parte din trilogia ce am fost și ce am ajuns. Editura Jilava, pe cuvântul meu de onoare. Ăsta e... Ce se poate acum? Avem o melodie pentru moral? Sigur, trebuie să avem moralul sus, este foarte important. Să avem o stare bună, să ne pregătim pentru viață. Viața este importantă pentru noi toți. Și iartă-mă, că am întârziat. Te rog eu frumos, n-aș vrea să mai vorbesc despre lucrul ăsta cu întârzierea. Numai că pentru gata, că pe ești cuvânt. Neserios de o viață întreagă. Nașule, pe cuvânt, cunosc... dacă eu te mint cu ceva, să nu te mai văd. Pe cuvântul meu de onoare.
eu nu sunt în stare, da? Că am stat în stație, că m-am dus în stație aici, așa, să vin să iau autobuzul, să vin la spectacol. Nu, dar mi-ai dat emoția, nici că nu vii, dar cu ce facem? Mă, vin astăzi. Nu mi-așteaptă, erai pe afiș. Mă, fii atent la mine, că mi-a tras atenție, o chestie extraordinară, pe cuvânt. M-am uitat la o casă, erau drapeile trase, lumină în casă, am zis, bă, ce dracu fi? M-am suit și m-am uitat pe geam. Unde? La om în casă? La om în casă. Mă zis, băi, ceva, îți dai seama, să vezi drapele trase când acum toată lumea stă cu obloane și se uită. O veni, o veni, anaful. Opa, opa. Ce? Când m-am uitat acolo să-mi vină rău. Bă, să-mi vină rău, îmi cer iertare, te-mi cer scuze la oamenii ăștia. Ia zi-o. Pe pat, așa, în stânga, că m-am uitat, era o doamnă dezbrăcată, stătea așa pe spate. Poate era rău. Era rău ca asta, am zis și eu, doamne, ce rău de bine arată, că am zis. Că m-am și mirat, era splendoare. Mă uit așa roată în cameră, când ce văd în dreapta. Un moș stătea și și-o încălzea la o sobă. Pe cine o încălzea? Pe-a lui, pe aia cu-i dreptul să-mi țin. Păi ea era în pielea goală. Păi da, ea. Dacă el și-o încălzea, înseamnă că era frig în casă. Păi era frig în casă și că de-aia și-o încălzea la sobă. O încălzea, o ținea, o pribinea, o putare, putare, îl văd așa cu ochii căscați pe semne că se ridica să steagul, se duce la aia, sare, hop, iar se moaie, iar se duce la cazan. Iar o încălzește, iar o pune, iar o freacă, iar o duce, iar o pune, ca aia, se duce înapoi, la aia, sare, hop, hop, nimic, se duce înapoi. Iar o încălzește, iar o ține, iar o prinde, iar o pringă, iar cu tare, m-am uitat să căscați și la mine ochii, mă durea spatele că mă uitam pe geam, o încălzea, s-a dus de aia, sărit, hop, nimic, înapoi. Bă, ne mai frești mult aici. Păi crezi că ăla nu m-a frecat pe mine? Păi și ce-ai făcut? Te-ai uitat la el ca prost. Am bătut în ceas și a strigat. Bă, tataie, trage dracu' soba lângă pat că pierd spectacolul la sala Palatului. Îți dai seama că... Da, mă bucur că ai moralul sus. Am moralul, nașule, moralul e singurul care stă bine la mine. Restul sunt, vai de... Problema e cu fața. Cu fața, da. Îl cântăm, începem. Sigur, bineînțeles. Da, te rog frumos, lumea e prezentă. Da, un cântec pentru moralul nostru. Maestre, banda, dă-i drumul la melodie. Hai, hai. Hai, hai. Haideți să facem ceva, să schimbăm direcția, că românii astăzi sunt cu moralul la pământ. Dacă sunteți supărați și mințiți și disperați, dacă viața este grea, noi vă învățăm ceva. Ceva pentru moral, ceva pentru moral, ceva pentru moral, ceva pentru moral. Dacă statul va dubla iarăși întreținerea, să ne debranșăm, eu zic, să nu le plătim nimic. Dacă aleșii au votat în colegii de rahat, hai să ne dăm peste bot, să nu mai mergem la vot. E bun pentru moral, e bun pentru moral, e bun pentru moral, e bun pentru moral, e bun bun, e bun bun, e bun bun, e bun bun. Mai ai, da? Dacă spune nevasta că nu-i mai faci nimica, ia Viagra 7-8 și ai să faci șarșa cu cort. Dacă șeful la birou te face lene și bou și vrei să te simți mai bine, zic că seamănă cu tine. E bun pentru moral, e bun pentru moral, e bun pentru moral, e bun pentru moral. Dacă tocmai ce-ai aflat că bărbatul te-a înșelat, cheamă-l pe instalator și bagă-l în dormitor. Dacă banca ți-a mărit ratele de te-a tâmpit, fă și tu 3 luni restanță, fugi cu banii în vacanță. E bun pentru moral, e bun pentru moral, e bun pentru moral, e bun pentru moral, e bun bun, e bun bun, e bun bun, e bun bun. Când vine executorul ca să-ți ia televizorul, dă-i și laptopul șucar, că oricum se întoarce iar. Când pe stradă mergi distrat și pășești într-un rahat, bagă și celălalt picior, zici că ai norocul chior. E bun pentru moral,
e bun pentru moral, e bun pentru moral, e bun pentru moral. Apa Nova s-a tâmpit, apa iarăși a scumpit, sabotează-i pe nebuni, spală-te doar joi și luni. Dacă în stradă un oricare îți ia locul de parcare, aruncă un chil de cuie să vezi cum șoia la... E bun pentru moral, e bun pentru moral, e bun pentru moral, e bun pentru moral, e bun, bun! Hai și sus! E bun, bun! Hai! E bun, bun! E bun, bun! E bun, bun! Cornel Palade! Romica Ciociu! Vă iubesc! Noapte frumoasă, la revedere! Tavi Ursulescu, omul care ne-a lansat acum 30 de ani. Și îmi pare rău acum, dar asta e. Anul ăsta fac împreună cu iubitul meu moldovean 30 de ani de când suntem împreună. La mulți ani, Cornele! Facem nunta de argint a noastră, vă așteptăm la nuntă. Eu nu mă îmbrac în mireasă. Un oltean și un moldovean de geniu extraordinar. Mulțumim, Romica, mulțumim, Cornele. Cornel e și compozitor și cântăreț, talentat.